Vai! Doamne, dar e... Ce s-a întâmplat, prieteni? Am zis ceva ce nu trebuia? Sau... Hă? Sau... Aerul condiționat mai merge? Hă? Bine, nu că ar fi mers vreodată, dar... M-a atacat laptopul. Eu sper să nu luăm foc. Să vede... Puuu! Nici nu știu dacă să pun mâna. Să suflu ca-n tort? A explodat laptopul, ați observat? Deci a fost o cădere de tensiune a cui? Citeam. A noastră aici, prietene, dar rețeaua electrică e bine sau luăm foc aici? Că e... Să nici nu știu cum să mă compor cu agregatul. Vezi dacă mai mișcă sau ceva. Nu, stai puțin. Ce pauză? Stai, frățioare, să mă uit. Deci dacă vă arăt cum arată, ca să zic așa, este ceva... Bine, las că o să vi-l arăt. Deocamdată mi-e să nu explodeze. Stau mai așa. Deci se întâmplă. Se întâmplă lucruri bizare în acest studio. Vai, am o adevărată istorie cu agregatele astea electronice. Deci era să mă bată laptopul. Ați observat? Era să iau bătaie de la laptop. Odată am bătut un mouse într-o emisiune. Deci eu acum acest mouse mă scoate din minți, nu pot să continui emisiunea. L-am rezolvat, trecem mai departe. O să vă povestesc după ce mă liniștesc un pic. Ăsta acum e mort, gata, deci s-a făcut negru și nu mai beculește nu nimic. Crezi că s-a terminat, nu? Bine, la cât fum a ieșit din el? Da. Mi-este frică, eu vreau să-l ucid acum în emisiune, să fiu sigur că nu. Am bătut și un laptop. Yes. E adevărat că m-a ajutat și pana de curând. Ce s-a întâmplat, prieteni? Am zis ceva ce nu trebuia sau? Înțeleg că se execută în karate, eu nu prea am făcut karate, dar... Nu, cum să rup? Din regie, colegii, să nu rup masa. Ce înseamnă, vezi? 5 ani de emisiune am câștigat în sfârșit stima și aprecierea colegilor. Stimați tineri, ha? Deci să nu rup masa. Prietene, să nu se cutremure antena 1. Sau poate îmi rup dracului mâna, dar nu pot, trebuie să-i dau o bucată să mă răzbund. Plus că vă știți, prietenia mea cu tehnica de calcul și în general cu tot ceea ce este modern din punct de vedere tehnologic, dar să nu mai lungim treaba. Gata, l-am rezolvat. Dacă mai beculește acum, dacă mai explodez sau ceva, cred că i-am vărât niște tensiune în el, sau mi-o fi vărât el mie. Auzi, da, acum putem să zicem că l-am... Dacă ne întreabă cineva, ne mai crede că am avut un accident după ce l-am pocnit, sau... Băi, e în direct, ce naiba, a fost în direct. El a explodat, deci... Tehnica Nicoroticava. E să mor tu. Nu știu, primesc cum... Du-te, bă, băiatule, deci că nu se numește așa. Laptopul. E laptopul aici pe masă. El este, să vi-l prezint. Tot el. El îl țin așa de mobilier. Că, nu? E un obiect mare negru. Am văzut că nu pot să faci emisiuni fără laptop, în general. Atunci e un laptopiseț mai nou. Este laptopisețul meu și îl pun aici să fie... Arată bine în cadru și are un ce aparte după ce l-am înfrânt ieri. E adevărat că el era să mă înfrângă pe mine, nu din cauza lui. Înțeleg că din cauza tensiunii sau în sfârșit ce dracu să fie de plat. Deci, oricum, ideea e că m-am bătut cu laptopul și l-am răzbit. Neavând decât altul, țin pe ăsta, că mi se pare frumos. Eu cred că acum e bun să o cloța în el. Deci dacă știți cumva vreo cloță care nu are cuibar, nu? Care simte că e capabilă și ar vrea să facă... Deci oricând, laptopul acesta este... ieri nu știam cum se numește aia cu spargerile de la karate. Se numește shiwari. Așa se numește. Deci când e vorba... Și concursurile se numesc, da? Concurs de shiwari. Concurs de spargeri. De spargeri, blocuri de gheață, blocuri de beton, bâte de baseball. Ce mai sparg ei, în sfârșit, niște de la demolări. Deci shiwari se numește și eu am crezut că e de la aia, cum îl cheamă, mă, pe ăla cu mochetă pe cap, care era la bănică în trupă și acum face emisiuni cu copiii de când eram noi copii, la prima, Ianțu. Cum era aia? Wap, shiwari, wari. Eu nu știam de unde vine wap, shiwari, wari. Presupun că Ianțu a făcut karate și a făcut spargeri și de aici. Wap, shiwari, wari. Plus că eu am încercat să sparg laptopul cu tețui, ceea ce este mai mult o acțiune de zdrobire. Adică nu e, dacă vrei să faci spargere, faci cu șut-o. Dar mă rog, eu n-am făcut karate, am făcut altceva și atunci nu-mi vine. Deci, dar l-am pus pe laptop aici și ca să fiu pregătit, să nu mă mai aprind surprinde orice s-ar mai întâmpla, eu am adus...